Te salut în lumea informaticii. Hai să explorezi! Dacă ne pregătim să realizăm o aplicație într-un limbaj de programare, ne punem întrebări de genul: este acea aplicație folositoare, utilă, bună la ceva, răspunde unei necesități, rezolvă o problemă importantă, este interesantă? În această resursă educațională am decis să vă captăm atenția prin realizarea unui mic joc, un fel de concurs de alergare modelat în Scratch. Aplicația o considerăm utilă, deoarece vă învață cum se construiește și cum funcționează, de fapt, un joc pe calculator. Este interesantă pentru că a scrie un program care modelează un joc este o activitate mult mai interesantă decât să te joci doar pe calculator. Nu-i așa? Realizarea aplicației se desfășoară în mai multe faze. În primul rând, trebuie să realizăm fundalul. Pentru asta vom selecta fundalul actual, pictograma care simbolizează fundalul actual, în partea din dreapta a ecranului. După aceea, edităm fundalul actual, utilizând fila Backdrops, pe care am marcat-o cu această săgeată, și cu ajutorul instrumentelor pe care ni le pune Scratch la dispoziție aici, putem să desenăm linia de start, la fel linia care separă cele două piste, respectiv acest instrument cu care putem să desenăm dreptunghiuri de o anumită culoare și cu un anumit chenar. Apoi urmează selectarea personajelor. Vom selecta personaje care se mișcă, adică personaje care își schimbă poziția picioarelor când selectăm un costum nou ca să avem o animație corespunzătoare. Putem micșora mărimea personajului, de exemplu, la 50, vedeți în această imagine, size 50. După aceea urmează să construim modulele aplicației. Le-am numerotat cu 3.1.1, 3.1.2 și așa mai departe. 3.1.1 ar fi acest modul care va fi acționat cu tasta spațiu, when space key pressed, și va pune în mișcare primul personaj, adică pisica. Datorită acestui ciclu repeat, pe care îl vedeți aici, care repetă de un număr aleator de ori, și acest număr este între 5 și 25, câte 2 pași spre dreapta, de fapt e vorba de o deplasare de doar 2 pixeli, înmulțit cu numărul random generat în repeat. După fiecare mișcare urmează next custom, adică, așa cum am zis, o poziție nouă, de fapt, a picioarelor pentru a realiza acel efect de animație. Dacă personajul atinge culoarea acelui dreptunghi de finish pe care tocmai l-ați văzut într-un slide anterior și numărul de încercări pe care le-a făcut acest personaj nu depășește numărul de încercări al celuilalt personaj, și avem această condiție formulată cu operatorul NOT, ca să nu permitem
vreunui jucător să trișeze, atunci se afișează mesajul am câștigat. Deci se consideră câștigător acest personaj. După încheierea ciclului repeat, modificăm, de fapt mărim cu o unitate, valoarea variabilei NR1. Astfel, contorizăm numărul de încercări în cazul acestui personaj. La fel vom face, desigur, și în cazul celuilalt personaj. Am notat cu 3.1.2 acest mic modul care va fi acționat cu butonul steguleț și va reseta datele primului personaj, care este pisica în cazul nostru. La fiecare apăsare a acestui buton, personajul va fi readus în poziția de start la aceste coordonate. Este foarte important coordonata X, care trebuie să aibă aceeași valoare la început pentru ambele personaje, minus 210 în cazul nostru. Și NR1, adică numărul de încercări acumulate în trecerea precedentă, va fi setat la 0. Modulul numerotat cu 3.2.1 va fi acționat cu tasta săgeată spre dreapta și va pune în mișcare personajul numărul 2, iepurașul în cazul nostru. La fiecare apăsare a acestui buton, personajul va executa un număr aleator de pași și se vor contoriza toate încercările de acest fel, adică variabila NR2 crește de fiecare dată cu o unitate. Desigur, după o singură apăsare a butonului săgeată spre dreapta, vom avea un număr aleator de repetiții ale acestui puzzle, mișcarea personajului cu 2 pixeli spre dreapta, după care se schimbă costumul, next custom, adică poziția picioarelor, pentru a avea animația care sugerează alergarea. Dacă între timp personajul atinge zona de sosire și numărul de încercări ale sale nu depășește numărul de încercări ale adversarului, atunci se afișează mesajul am câștigat și personajul acesta, al doilea, iepurașul în cazul nostru, va fi considerat victorios. Avem și aici un mini modul 3.2.2 care va fi acționat cu butonul steguleț și va reseta datele celui de-al doilea personaj, în cazul acesta iepurașul. La fiecare apăsare acestui buton și acest personaj va fi readus în poziția de start și NR2, adică numărul de încercări acumulate în trecerea precedentă, va fi resetat la 0. Aș mai sublinia un aspect. Aceste două module pe care le vedeți acum în imagine sunt atașate personajului Sprite 1, deci pisica. Iar dacă executăm click aici pe pictograma personajului Rabbit, avem acces la celelalte două module care trebuie să fie asociate cu acest personaj. Deci nu uitați să asociați modulele corespunzătoare fiecărui personaj. Pisica, iată, și iepurașul. Să vedem acum aplicația în Scratch, să vedem cum funcționează. Hai să presupunem că pornim cu primul personaj, deci apăsăm tasta spațiu, după care apăsăm tasta săgeată spre dreapta. Și în mod alternativ apăsăm cele două taste, spațiu, respectiv săgeata, spațiu, săgeata. Vedeți
cum se contorizează încercările, deci avem 8 încercări pentru pisică și vine a 8-a încercare și pentru iepuraș. Deci nu putem trișa, să vedem cine câștigă cursa până la urmă. Pisica este declarată câștigătoare și chiar dacă am încercat să mergem mai departe cu iepurașul și chiar dacă acesta va ajunge în zona de sosire, nu este declarat câștigător pentru că numărul de încercări NR2 este mai mare decât NR1. Putem să mai repetăm o dată. Am acționat butonul steguleț și ambele personaje au revenit la NR1 și NR2. Ambele sunt resetate la 0. Hai să pornim de data aceasta cu iepurașul, deci apăsăm tasta săgeată spre dreapta. Spațiul, săgeata, spațiul, săgeata și tot așa, având grijă să avem același număr de încercări pentru ambele personaje. De data aceasta se pare că iepurașul a reușit să câștige și s-a afișat mesajul corespunzător. Temă propusă. Succes!